Cei trei bărbați din Mătăsar de 20, 27, respectiv 43 de ani au mers sâmbătă seara la cariera Jilț Nord. Unul dintre ei îl amenința pe agentul de bază din carieră, iar ceilalți doi au sustras mai mulți elemente de rule metalice. După ce hoții au plecat, agentul de bază a anunțat imediat poliția, iar cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore. Dar ai furat? Nu. Păi și atunci ce e la poliția? Cei trei sunt cercetați de polițiști pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, iar astăzi au fost prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu. Ei au fost identificați ulterior în timpul acțiunii în avod, în timp ce se deplasau cu un autovehicul, au fost reținuți și în urma cercetărilor efectuate de polițiștii din Mătăsar s-a dispus introducerea lor în centrul de reținere, urmând ca astăzi să fie prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Motru cu propunere de arestare preventivă. Prejudiciul a fost estimat la suma de 4.600 de lei, însă a fost recuperat de polițiști și restituit în totalitate unității.